Voi lupta pentru cel ce se luptă, să nu-și piardă identitatea de copil al meu, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Căci iată, unii sunt în punctul de a-și vinde dreptul de întâi născut și aceasta nu pe față, nu în văzul celălalt, ci pe ascuns. Dar iată, căci în cugetul acestora va fi însemnat de mine, zice Domnul, căci au părăsit pe Domnul fără de temeri. Și iată căci mărturisirea nu va mai fi cu putință pentru aceste suflete să găsească o reabilitare pentru starea lor. De aceea avertismentul care este adus în dreptul fiecărora dintre aceștia este ca astăzi să pună hotar gândurilor prin care, iată, sunt împinși să facă lucrul acesta. Sunt cel care, iată, lucrez în milă și judec cu dreptate, că fiecare să ia seama, căci, iată, este o iertire a străinului cu privire la acest popor, pentru ca unii să îmbrace haina fățărniciei și astfel cel rău să-și ducă planul la îndeplinire fără să fie stingerit, ci iată sub o acoperire a unor stări în care unii doresc binele poporului acestuia, dar cel prins în planul celui rău va fi ca unul care nu va face deosebirea. Prierotii sa pe homișnaie. Chiamă-mă, poporule, căci iată este o vreme prielnică când să-ți se dea harul unei apropieri pe care să nu-ți pară rău niciodată. Părerile de rău vor fi în dreptul acelora care vor amâna pe un mâine, socotind, căci încă mai este vreme pentru aceasta. Recunoaște mila ta, căci iată, prin Duhul Sfânt, te-am înștiințat că n-ai de ce să te temi, dacă vei da mâna mie, zice Domnul. Biruința ți va fi de plină.